te conectezi telepatic, atât criminal, Miha. Nu te aud. Auzi? Acum? Ziceam că tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Mihai. 1, 2, 3. Da, este el, avem și acordul. Văd un fel de gard în jurul lui, dar mic. Un gard care îi vine până la genunchi. E ca un pătrat. Da. E un pătrat în jurul lui, destul de mic. Și el vede acest gard de netrecut, deși este foarte ușor pentru el să-l treacă, dar nu realizează. Ce grad de conștientizare are? Este indus să-l vadă foarte mare și greu și de netrecut. 4 grade de conștientizare. Păi este indus, zici tu. Cine îi induci? Din ceafă, de la jumătatea capului din spate și până la aproape omoplați, e ca o dungă neagră cu, din care pleacă string către un dracu reptilian, care îi suge foarte multă energie și în același timp îl manipulează mental. Și dunga asta neagră este de la ceafă, deci, până la omul acolo se leagă, așa se acolo, leagă. Dar este și un implant sau nu? Pe zona aia. Rădăcina stringului intră până atin, văd că înconjoară, e legat de coloană și în cap e legat de glanda pineală. Deci funcționează și ca un implant. Da. Ok, și cum vede el? Hai să vedem. Hai să vorbim cu partea subliminală, să vedem ce ne spune, cum vede el cartul ăsta și te conectezi telepatic, el, la partea subliminală, număr de la 1 la 3 și o lași să vorbească. 1, 2, 3. Bună! Da. Eu sunt Eleonora. Tu? Cine ești? Mihai. Mihai. Cum te simți, Mihai? Cum ești tu? Cred că bine. Da? Care e starea ta de spirit? Trăiesc. Ai zis cred că bine, adică crezi sau ești convins că ești bine? Nu mereu e bine aici. Nu mereu ești. Bine. De ce nu ești? Bine. Este o lume în care acum e bine, acum e rău. Se schimbă, apar situații,
gânduri. Ei, eu mă schimb, alții se schimbă. Dar total e viața. Dar total e viața. Așa e viața, zici tu, da? Da. Bine, dar așa e de când te știi tu, Mihai, tot așa a fost? Tot așa te-ai simțit? Adică și mai bine, și mai rău, și mai se schimbau da. Unii, alții. Că așa a fost toată existența ta? Da. Uh-huh. Acum cu văd gardul ăsta, am văzut. Ce e cu gardul ăsta? Ești împrejmuit de un gard. Da. Păi, cum a apărut gardul ăsta? De când a apărut? Nu știu exact, știu doar că mă și protejează, parcă, dar câteodată e și ca un obstacol, știu. Când e bun, când e rău. Înțeles. Da. Tu ai încercat să treci să peste gardul ăsta? Mă curentează. Da? Dacă e cu curent? Peste el. Simt că parcă m-ar scutura electrocuta. Are un câmp energetic care îl continuă în sus, îl crește. Deci el e pare că e până la genunchi. Dar în sus are dar un câmp energetic. Da. Bine, și? Adică ai încercat să sări peste gard, dar n-ai putut. Da. Păi gardul ăsta, na. Câmpul ăsta energetic, cine îl generează? Cui aparține gardul? Cine a pus gardul acolo? Nu știu, nu mă țin minte dacă am intrat în el sau dacă l-am creat eu sau... Păi dacă l-ai creat tu... Sau na, dacă m-a închis cineva aici, nu știu. Nu țin minte, m-am trezit aici doar. Ai trezit aici, așa. Bine, și zici că poate, parcă te-ar și proteja. Adică... Da, câteodată parcă mă protejează. Păi protejează de ce? Sau cine? De situații prea neplăcute sau de situații extreme, să zic așa. Păi situațiile alea de unde să vină? Nu tu știu, pe unde ești simt aici? Că câteodată parcă evit niște situații care ar putea fi dezastroase și mă bucură asta. Ok. Deci până la urmă nu prea ești decis dacă să ieși din pătratul ăsta îngrădit. Da. Parcă mă simt mai bine. Cumva mai în siguranță. E bine. Am înțeles. Dar, uite, am văzut că în ceafă la tine pleacă un string, o legătură energetică. Ești conștient de, sau știai de legătura asta? Nu pleacă nimic. Capul meu ce să plece, nu pleacă nimic. În ceafă? Nu, ia pune mâna. Ia pune mâna, ia vezi. Găsești ceva, poate te înțeapă ceva și pe acolo. Pe cu mâna în spate, la ceafă. Eu așa am văzut, el a văzut așa. Se simte ca un fel de densitate, o ceva dens, dar... Vezi? Altfel decât câmpul tău energetic, să zicem. Altfel decât tot ce e în jurul meu, ca și aer, să zic așa, dar... Da. Ce-i cu asta? Nu mi se păi aia pare. Și e ok? Păi ia uite-te la mine, uite, mă răsucesc, mă învârt în jurul, în fața ta, vezi, am și eu vreun de-ala. Eu am? Nu, dar dacă am, care e problema? Ce face asta? Păi problema e că, uite, ai zis că are, e mai dens, are altă vibrație decât aerul din jurul tău. Păi ce ești tu, cosmonaut? Dar eu nu-l simt. Ia spune, tu ești cosmonaut? Nu, dar eu nu-l simt, pe mine nu mă deranjează. Pe tine nu te deranjează, bine, fii atent. S-ar putea să, pentru că face parte din tine, s-ar putea de aceea să nu-l simți. Dar nu este o stare naturală în care, că vezi, eu nu am, el n-are, n-avem furtune energetice care pleacă de pe la, de prin
câmpurile noastre energetice. Așa, poate nu sunt ca voi. Ok. Dar vrei să vezi dacă ai fost așa dintotdeauna sau nu? Ok, e o întrebare ciudată dintotdeauna. Da, nu ești curios? Când ești tu, dacă ai zis, poate nu ești ca noi. Păi hai să vedem dacă ai fost așa, de când ești tu, ai fost așa sau n-ai fost așa, e o situație. Dintotdeauna, care totdeauna? De când ești tu, ca ființă, individualitate. Ok, te referi în afară de, de Florin sau de Mihai? Da, Florin cine? Florin. Tu ești Mihai. Eu sunt Mihai, dar am fost și Florin. Ai fost și Florin, ok. Bine, deci de-aia zic, vrei să vezi, adică să vrei să vrei, ești de acord să lucrezi, să lucrăm cu mine, că eu am niște metode în care putem să ne vedem. Ok, de ce mi l-a aduc aminte pe Florin, ca păi fiind eu, dar nu așa. Sunt eu, eu sunt Mihai. Ești Mihai și Florin? Ai fost și Florin cândva? Așa, știu, da. În altă experiență? Nu știu unde, dar nu e știi. Ciudat. Și când erai ca Florin, aveai alt corp, altă fizionomie, ai avut alte experiențe? Nu știu, știu doar că sunt și Florin și eu de fapt nu sunt Florin. Am înțeles. Deci tu te simți Mihai, da? Știu că sunt Mihai, dar... Sunt bine, ești de acord să-mi dai mâinile? Da, ești de acord să-mi dai mâinile? Eu sunt Florin, dar unde e Florin? Cum? Ce spui? Nu știu, e ciudat ce... Nu știi cine ești, vezi? Hă? Vreau să văd cine e Florin. Bine. Ca să vedem cine e Florin, trebuie să-mi dai mâinile. Uite, eu țin din mâinile. Prinde-mă de mâini. Și să mă lași să creștem vibrația, da? Să-ți crezi vibrația. Bine. Da? Adică, eu uite, îmi crezi vibrația la cea mai înaltă valoare care poți să o crezi. De da, ce nu te electrocutezi? Nu mă electrocutezi. Nu te afectează câmpul. Nu, deci eu mi-am crescut vibrația. Ești cald. Acum îți dau mâinile tale, așa, ți le-am dat. Și acum eu îți ridic, îți dau și ție energia asta de vibrație foarte înaltă și număr de la 1 la 3. Și îmi spui tu când te simți, când ești la aceeași vibrație cu mine. 1, 2, 3, șoc. 1, 2, 3, șoc. 1, 2, 3, șoc. Ajunge. Ia să vedem acum unde suntem. Dacă mai vezi gardul, dacă mai vezi... Îl văd, e jos. Ne-am ridicat în sus. Ne-am ridicat. Uite-te dacă pune mâna la ceafa ta și vezi dacă mai simți câmpul ăla. Se diminuează. Bine, spunem. Dispare. Dispare. Foarte bine. Uite-te dacă odată cu ăla dispare, adică cade ceva, vreo mașinărie, vreo ceva care a fost în interiorul tău sau dacă s-a dizolvat pe măsură ce noi am crescut în vibrație și ne-am ridicat. Îmi simt capul mult mai ușor și parcă expandat, liber. Parcă e aerat. Aha. Și inima la fel. Adică și inima era mai grea înainte? Da, a căzut ceva de la inimă. Căzut ceva. Ai văzut? Care e metoda? Să scap de curent. Metoda de... dacă o știi. Dacă o știi. Da, acum o știi. Da? Iar de fiecare dată, să zicem, dacă te vei mai confrunta cu astfel de situații, îți crești vibrația. La nivelul cel mai înalt. Ia să vedem, până unde am mers noi?
Cât de sus suntem? Aproape în 6. 6. Oh. De aici 5. Trebuie să facem un ocean. 5.8. Ai văzut? Aici facem un ocean și ne uităm, da? Ne uităm pe linia ta experiențială, experiențele tale. Le vezi prin ocheanul ăsta. Și hai să vedem de ce erai și Florin. Cine e Florin? Un alt corp, un fizic. Față alte de care experiențe. Este fragment de energia mea atașată la acel corp. Acel corp trăiește în același timp, pe această linie experiențială, în același timp cu și aproape, cu corpul chiar, tău aproape. De Mihai. Cât ești tu, Mihai, acum? E un an în urmă el. Venit, intrat în corp. Timpul lui e cu un an în urmă. Da. Simplu e cu un... E mai mic un an, Florin, decât tine. Nu. Dar cum? Nu. El e cu un an în urmă în linia lui temporală față de a mea. Ah, deci e pe o altă linie temporală decât linia lui Mihai. Da, ciudat. Nu știu cum. Ok, bine. Cât la sută ești tu aici, Mihai? Cât la sută însuflețește corpul lui Florin? 8% e acolo. Restul e aici, cu mine. Adică 92? Da. Ok. Bine. Acum, de aici, ne uităm prin ocean și îmi spui ce era acolo. Ce a fost și pleca câmpul ăla și așa, unde duce? La capătul celălalt. La capătul celălalt e o ființă. O ființă pare întunecată. Zi ființei să-și ia forma adevărată, sau poți să o atingi, să-i citești ADN-ul și să-i reconstitui forma adevărată, cum vrei tu? Da, s-a schimbat. Și ce? Cum arată acum? E un draco-reptilian, dar și niște aripi de dragon. Te tot cunoști specia asta? Ai mai întâlnit? Sunt amestecați oricum între ei toți. Hibrizi. Toți ăsta e un hibrid. E de la alții ADN, pentru că orice are celălalt. Aha. Și se transformă în niște creaturi din astea ciudate. Iau și de la noi ADN. Mai iau trei. Tot ce pot. Exact. Orice e bine. Și atunci cum? Da. Și atunci de ce avea ăsta? Ce făcea ăsta? Să fie mufat energetic la tine. Pentru care motiv? Trola gândurile mele și anumite întâmplări părți din viața mea. Gardul ăla? Exista real de adevăratele sau era doar indusă? Ideea de către el. Exista, dar percepția față de ce era cu adevărat era indus. Bine, și el cum a luat naștere gardul ăla? Cine l-a creat? El m-a pus acolo. A, el te-a pus acolo, da? Da. Adică a făcut cum punem... Ai văzut cum se joacă copiii? Și noi ne jucăm uneori. Facem un cerc în jurul nostru și zicem de aici nu ieși când ne jucăm, da? Un țarc. Așa ți-a făcut și ție asta, da? Ți-a indus ideea că nu poți ieși de acolo.
Bine, ia uite-te, în experiența aceasta, când a făcut gardos? Te-a pus. La 4 ani. 4 ani. Da. Bine. Lăsăm asta deoparte. Blochează-l pe ăla, pe ăsta. Blochează-l acolo unde este. Pune-l într-un cub. Țarc. Fă-i și tu ceva de genul. Ok. Și-l blochezi, da? Făcut? Da. Bine. Și acum hai să vedem la, ne uităm la Florin, care un fragment de al tău de 8% trăiește în corpul acesta, acestui tânăr, Florin. Câți ani are Florin? 26. Deci e mai tânăr decât tine, Florin. Are 26 de ani. Ce face Florin? Ce experimentează? Muncește mult. Muncește focusat pe a face bani singur. Are locuință. Unde trăiește? Unde trăiește? Frankfurt. Ha? Frankfurt. Ah, în Germania, da? În Frankfurt. Iar anul lui e un an mai puțin decât al nostru. Anul da. Liniei temporale, spui. Adică noi suntem în da. 2024 și el e în 2023, să zicem. La asta te referi? Da. Am înțeles. Bine. În afară că muncește, ce mai face? Muncă fizică, ce muncește, Florin? Fel de agent de vânzări, parcă. A? Se plimbă mult, călătorește. A. Ok. Bine. Îi place. Cine bea dintre voi doi, Florin sau... Bine, Mihai bea. A? Pare fericit cu ce face. Pare fericit el, da? Deci nu el bea. Florin nu bea. Mihai bea. Nu, el nu. Văd că nu. Dar Mihai de ce bea? Ia uite-te. Nu bea cafea. Dar nu prea doarme. Nu doarme? Dar ce face? 3-4 ore. Și ce face? Planuri. Planuri. Planuri de... Ia uite-te, are părinți? Florin? Are, dar sunt departe. În România, unde sunt? Da, și nu i-a văzut de vreo 5 ani. Vorbește cu ei, dar nu i-a văzut. Bine. Deci el e focusat. Uite-te, are și el. Și Florin are un cordon din ăla energetic. Da. Da? Da. Unde ducea? La cine? La ce fel? La ce ființă? Aceeași ființă. Tot ăsta, da? Draco reptilian. Da. Mm-hmm. Observă pe cordoanele astea. Adică ce sens aveau cordoanele astea? De ce le-a creat Draco reptilian? Se mișcă energie pe ele. De la unul la altul. De la mine la el, de la el la mine. Și cu Florin la fel. Uh-huh. Și de la tine la Florin. De la mine la Florin este o legătură care naturală, că nu biologică. Schimbă cumva anumite energii, nu toate. Okay. Nu tot, parcă această ființă filtrează. Da. Deci ăsta, pe fluxul de la el la voi, pleacă programe mentale, să zicem, da? Se programează mental. Iar de la voi la el pleacă energie pe o anumită vibrație. Da. Da? Pe care el, ce face cu ea? O absoarbe. Îl face să se hrănește. Crește, da, se hrănește, se hrănește, da? Da. Ok. Acum... Ai înțeles care e rostul acestei ființe în sfera voastră energetică? Da? Mă manipulează. De acum avem o problemă, dacă observi. Ce să cauți tu în două corpuri? Nu știu. Vezi?
Acolo sunt dedicat carierei și un pic frustrat că am familie sau prieteni, n-am timp de așa ceva. Bine, cu această vibrație, această energie se hrănește ființa, entitatea. Da? Așa se pare. Da? Bine. Și ce facem acum? O să număr de la 1 la 3 și eu o să vorbesc cu ființa asta, da? Vorbesc cu ela, se conecteze cu dracul reptilian. Iar tu asculți, Mihai. Vedem ce ne spun. 1, 2, 3. Dracul reptilian. Ce vrei? Păi, uite, am găsit aici situația aceasta, am văzut, tu te hrănești și alimentezi de la două părți subliminale, de la aceeași parte, de la aceeași parte subliminală, ale două, la care stă în două corpuri, două personalități. E o iluzie, n-ai găsit nimic. Da? De cine? Cine să-mi dea mie iluzii și ele iluzie și cine nouă, cine ne dă iluzii? Că lui Mihai și lui Florin le creai tu iluzii. Și vă citiți ce vă dă el ca informație. Hai, nu mai spun. E iluzie ce v-a arătat. E adevărat. Hai, nu mai zic. Da? Dar tu cum stai? Cum era? Păpai bine, da? E treaba ta, la unul frustrare, pleacă. De la Mihai păpai. De ce l-ai trântit? De ce ascultă! Ai rupt omoplatul? Pleacă. Pleacă. Plec nicăieri. Trebuie să asculți. Tu mă asculți pe mine acum. Pleacă. Acum tu mă asculți pe mine, ai înțeles? Ești n-am deja blocat. N-am cum să ascult de tine. De ce să n-ascult de mine? Dacă Mihai te obligă să asculți. Pentru că înțeles că ești... Nimeni și nimic. Voi credeți că puteți avea control asupra altora, dar nu. N-aveți control asupra nimănui. Nici noi asupra voastră, dar băi voi asupra noastră. Aia, dar cine sunteți voi și cine suntem noi? Voi sunteți mâncarea noastră. Da? Poate mai și puțin să aveți voi vreo putere. Da? Și voi cine sunteți? Stăpânii voștri. Stăpânii? Da, creatorii voștri, dumnezeii voștri suntem noi. Aolea, eu n-am niciun Dumnezeu și mulți, multe păr subliminale pe Terra nu au Dumnezeu. Până cât ești într-un corp. Din ce în ce mai mult. Suntem dumnezeii voștri. Ia că îi spun eu acum lui Mihai. Mihai, arată-i lui ăsta că este în sfera ta energetică și obligă-l să vorbească. Ia să vedem. Cum vrei să vorbești? Dacă nu mai vorbești nimic? Nu mă poți obliga. Tu de ce obligi părțile subliminale? Eu nu oblig, eu păcălesc, eu conving. Eu nu convingi? Cum? Cu implanturi? Peste tot? Noi convingem. Nu poate obliga nimeni pe nimeni nimic. Totul e negociabil și doar prin constrângere sau prin negociere. Sau păi asta zic. Constrângere, nu e numai negociere. Dar eu te constrâng pe tine să faci ceva, dar tu cedezi. Poți să nu cedezi, deci nu te oblig. Ok. Mihai, fă-l pe ăsta, constrânge-l. Umple-l. Îmbracă-l într-o sferă de vibrația ta, Mihai. Și fă-l mic pe sfera asta, strânge-o de vibrația cea mai înaltă. Strânge-l. Și constrânge-l. Ia să vedem. Acum. Place? Unde ești? Dracul reptilian. Cum te cheamă? Că nu mi-ai zis cum te cheamă. Cum te cheamă? Eu am o formă energetică care se poate transforma.
E o formă care se transformă? Disipa și reforma. Da, dar tu ești prins acum bula asta de vibrație care ți-a pus-o Mihai. Unde te disipi? Și că nu există mic, 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 mic. Oricât de mic faci tu ceva, e tot un univers mare. E fractal. Dar vibrația, îți place? Vibrația, bula în care ești? Vibrația. Bula, îți place? O transmuți? Păi de ce până acum nu ți-ai transmutat orice din univers? De unde știi că n-am făcut-o? Păi atunci de ce mai stai în sferele energetice și puneți părțile subliminale să transforme energia Pentru sursei? Pentru că voi aduceți energia sursei aici. Așa. Voi o aduceți aici. Da, noi o aducem. Și de ce nu vă transmutați singur și ne creați nouă tot felul de situații? De ce să nu transmutați voi pentru noi? E mai ușor. Ai văzut? De ce să munciți voi? Să consum eu energie, să transmut eu. Mă transmutați voi. Ia spun. Când ai fragmentat partea subliminală? Când s-a fragmentat? Ei l-au fragmentat acela și l-ai pus în Mihai, în Florin. Când ai făcut asta? Când am făcut-o? Într-un anumit moment de spațiu-timp a existenței energiei lui. Da, ți-am răspuns. Tu chiar vrei să rămâi fără papa? A? Vrei să pierzi papa? Ce naivă ești! Mai am o grămadă ca el. Și ce dacă ai? Dar de la el o pierzi. Tu ai să pierzi și de la alții și de la alții. Până când ai să mai ai cu această... cu această... Hai acest mod. Întreabă-mă. Îi răspunde ce te-am întrebat. Răspund. Ce te-am întrebat. Ți-am răspuns. Hai că-ți mai răspund. De. Da? Întreabă. Bine. Tu vrei să ajungi întrebări? În sursă? Vrei nu să mai ajungi ai în sursa întrebări? Primordială? Nu mai ai vrei întrebări? Să ajungi, asta spun, vrei să ajungi în sursa primordială a creației? Dacă vreau, mă duc și singur. Nu, păi nu, dar clar. Acolo să te duci trimis, nu singur. Trimis de Mihai, parte subliminală. Hai, nu mai spun. Cel puțin din sfera lui energetică dispari. Asta e altceva. Că dispar din sfera lui. Momentan. mai vedem noi pentru cât timp. Bine, număr de la 1 la 3. Mai pune întrebări. Ieși hai, afară. Vreau să răspund. Ela, deconectează-te. 1, 2, 3. Auzit, Mihai? Da. Da, a văzut și a auzit tot. Bine, hai să-i dăm o super informațională lui Mihai. Toată informația care a fost blocată, ascunsă, de ființe, entități, care a co-creat pe planeta asta. Da? Da, o privește. Să o desfacă, să o înțeleagă, să o observe. Da, o desface, se vede. Da. Și să mergem în momentul la momentul în care s-a fragmentat. Acel 8% a plecat. 1, 2, 3. Ok. În urmă cu 5 experiențe. Da. A murit în
în urma faptului că i s-a tăiat un picior. Și în acel moment, în timpul acelei operațiuni, a murit, a ieșit din corp. Dar prima dată a ieșit cei 8% și apoi cealaltă parte. Iar cei 8% au fost luat mai repede de entitate. De ce i s-a tăiat picior? Un accident undeva pe pe o cărare, o piatră mare, ca un bolovan mai mare, i-a căzut peste picior și i-a cam zdrobit talpa, glezna, și de acolo s-a agravat, s-a infectat, da, și ca să supraviețuiască, au hotărât să-i taie piciorul, dar nu a rezistat în timpul acelei manevre. Da. Și a murit pe loc după când i-a tăiat piciorul? A durat 15 minute. Chinu. Bine, dar nu a mai trăit zile. Sau... Nu. Uh-huh. Apropo, el, în ce an era? Operațiuni. Ce an era? Și unde? 1726. Așa. Undeva prin Colorado, mi apare. Așa. Și cum făceau ei atunci? Asta era o practică, să zicem, medicală? Da, dar aveau, văd că au încercat să-l și hipnotizeze, să zic așa, formă de hipnoză. Adică ce erau? Ce populație erau? Băștinași? Văd și un șaman aici. Păi da, băștinași erau. Da, așa, și văd niște băuturi care îi da să bea ceva verde, văd ceva plante care îl face să adoarmă, să-l amorțească, un fel de anestezie mentală, să zic așa, da, halucinogen, ceva genul. Dar durerea o simte, nu la aceeași intensitate, dar tot o simte. Și cum, cu ce i-a tăiat piciorul? Aveau niște ustensile pentru practicile astea, pentru a îndepărta părți de corp care mai erau? Da, sunt ca niște, nu știu cum se numesc, catâre, da, un fel de săbi, dar din astea așa mai mici, un fel de catâr, ceva de genul. Ca niște cuțite. Și? Cine? Șamanul ăsta executa asta? El era nu, ăsta, și... nu. Un alt bărbat. Ăsta se asigura să... Îi făcea și ceva incantații. Da, da. Așa. L-a băgat în anestezie, să zici. Da, săraci. La anestezia. Anesteziantul. Așa. Și era un altul care a tăiat piciorul. Da, da. Bine, și... Practic, de ce n-a supraviețuit? Că în trecut știm că așa se îndepărtau membre afectate sau asta. El de ce n-a supraviețuit? A sângerat sau ce? Da, și sângerat, dar cumva văd că durerea a simțit-o prea puternic. A fost prea puternică durerea. Deci a simțit-o. Înseamnă că ea, parte subliminală, a stat în corp, n-a ieșit în afară. Da, cu toată anestezia șamanului, șamanul ce a făcut? În loc să-l scoată în afara corpului, practic... Da, nu l-a scos. Da. L-a ținut în corp, sau cum? De obicei ieșeau din corp sufletele, dar el n-a ieșit. Păi el de ce n-a ieșit? Informația vine că nu toți reacționau la fel. Nu la toți funcționa la fel acest tip de anestezie. A, deci incantația șamanului, da? Da. Și deci atunci, practic, a fost, șocul a fost atât de mare încât a murit corpul fizic. Da. Și a ieșit întâi fragmentul de 8%. Da. Și apoi a ieșit și... Adică fragmentul a ieșit în timpul incantației.
șamanului? Da. Dar n-ai ieșit tot? Da, exact, nu tot. Și apoi restul a ieșit, partea subliminală, sufletul acela a ieșit în timpul șocului, da? Da, bine. Exact. Se uită partea subliminală, cine îi preia? Adică când iese și ea, mai vede fragmentul primul ieșit? Nu, nu-l mai vede pentru că e automat parcă prins și colectat. Dus. Da. Cine l-a da. colectat? Ăsta? Dracul reptilianul ăsta? Da, aceeași entitate, da. Bine, și apoi o colectează și pe ea? Da, pe partea ea. Subliminală rămasă? Da, îl ia și tot ăsta? Da, aceeași entitate. Dar a obținut două fragmente, da? Da. Bine. Acum se uită partea subliminală și ne spune dacă dacă Florin, fragmentul de 8%, e prima experiență care o face într-un alt corp separat de cealaltă, de partea subliminală. Ia trei. A mai avut și altele la trei. Bine. Ia trei. Bine. Acum poate să facă, să-și caute în informația care i-am dat-o, partea subliminală a lui Mihai, că poate să meargă înainte de a se întâmpla accidentul cu bolovanul și practic să anuleze, să-și anuleze acel drum, călătorie, exact. Acea acțiune. Exact. Se duce mult înainte când hotărăște să meargă pe acolo, să ducă unde se ducea și hotărăște să nu mai meargă. Ori are alt drum și face alt drum, dă informația, tot ce am văzut aici, o dă sufletului de acolo. Da, a primit-o și își caută altă care are alt drum. Bine, da. Și dacă o ia pe altă cărare, se schimbă, sare pe altă linie temporală? Da. Da. Deci nu mai are loc, nu mai e accidentat, nu mai se fragmentează. Exact. Deci am rezolvat treaba asta. Da. Până aici și acum, da? Da. Până înainte de a veni ca Mihai. Bine. Acum, hai să vedem, să se uite partea subliminală câte experiențe a avut în 3D. Ca om. 433. Așa. Cum a venit pe pământ? În ce fel? E curios. Și pentru... Conștiință. Curios de ce, zice, toate sufletele, toate conștiințele veneau, erau ca și un tsunami care mergea într-o parte a galaxiei, zice. Și era curios unde merge. Și a intrat și el în turmă? Unde merge toată această energie din galaxie și s-a luat după ele. Aha. Efectul de turmă, observă? Nu de turmă, de curiozitate, zice, de curiozitate. Bine. Și acum, el de unde era? Unde era acolo când a văzut fluxul ăsta de conștiință? În 5. În 5. Da, lângă Belteus. Da. Beltegeu, zice el, Beltegeu. Așa, bine. Și acolo, de ce stea sau lângă constelația? Ieșise dintr-o experiență de pe o planetă din acel sistem, de lângă Beltegeu și... își căuta o altă direcție de alt sistem, se plimba ca și conștiință, deci era conștiința galaxiei. Da. Și vedea ca un fel de scurgere de energie, zice, ca și cum toată apa dintr-o chiuvetă se adună într-un punct și se scurge. Așa îi se părea o parte din galaxie. Deci, a noastră. Și a fost curând, l-a atras această scurgere de energie, zice, această energie care toată se aduna într-un punct. Ca într-o gaură neagră. Era pământul. Da. Și s-a îndreptat gândind că vrea să vadă ce e acolo, s-a trezit chiar acolo. S-a trezit aici, în jurul pământului, în galaxia Etericul. Noastră.
Da. În etericul pământului? În eter, în, Care pământ? în, cal, în, în sistemul solar. Așa, în ce dimensiune? Sistemul solar din ce dimensiune? Din 4, zice. Și toată acea energie, zice, venea în acest sistem solar. Nu toți, majoritatea, spune, se îndreptau spre pământ, dar și multă altă energie se referă la părți de conștiință, merg și pe celelalte planete din sistemul nostru. Dar cea mai mare parte spre pământ. Ah, și deci s-a gândit ca și conștiință, aici trebuie să fie ceva divers, deosebit, dacă cei mai mulți se duc pe aici. A fost atras și el de acest vortex, să zice, ca un vortex. Bine. Și era în 4D al pământului, acolo? În 4D a conștiinței sistemului solar, spune. Dar pe pământ, așa. Când a intrat, a intrat în 3D. Ah. Ok. Și s-a trezit în etericul 3D sau direct într-un corp în 3D? Cum s-a trezit? Nu, zicea, a intrat în etericul pământului, zice, fiind mulți, multe părți luminale, am trecut printr-o poartă, ca printr-o triere, zice, și unii mergeam într-o parte, alții am fost ghidați în altă parte. Păi și ce ghida? Cine-i ghida? Ca un fel Sau de cum au fost vizită, ghidați? Parcă o văd ca un fel de Sau un vizită. fel de... Vizit într-un muzeu, așa parcă o... Ah, aha, așa, ok. Și apoi a urmat alte întâlniri cu alte ființe terestre, spune, dar din etericul pământului din 4D, care le spunea, le povestea de ce erau ghizii la muzeu, da? Da. Le spunea de ce pământul este atât de atractiv acum pentru mulți ca ei. Și le spunea și posibilitatea de experimentare aici celor care doresc. Și majoritatea alegeau să experimenteze și semnau contracte. Și deci tot în a fost experiență. Cu contract de la început. Da. Bine. Da, văd și multe alte părți luminale care n-au intrat în corp fizic și au plecat. Dar majoritatea au intrat. Ok. Și așa a venit și el, da? A semnat un contract. Cine? Ființele alea cum arătau? Ghizii. Îngeri. Da, ghizii muzeului pământ. Îngeri, ca și îngeri se prezentau în fața lor. Ca și îngeri. Aș vrea acum să-i vadă cu forma lor adevărată. Această conștientizare care are acum. Ok, s-a transformat și acum îi vede, sunt dracu reptilieni. Da. Bine. Vreau să vadă pe linia experiențială, cu formele adevărate, toate ființele care au jucat roluri de ghiz, de înger, de așa, și i-au scris experiențe, scenarii. Da, îi vede pe toți cu forma lor. Ok. A avut vreo experiență liberă? Nu. Cu contract intrat, ai zis, de la început. Da. Să se uite prin toate experiențele care le-a făcut, care i le-au regizat, scenarizat ființele astea și să observe mecanismul karmei, cum se folosesc de această idee, invenția lor pentru a convinge părțile subliminale să vină iar, iar și iar și iar. Da, să ardă vede karme. Totul din energetic, da, vede Exact. Cum se formează aceste karme, cum le creează, cine le creează, cine le înfăptește și cum îi le aplică ca fiind amintiri fapte ale lor. După ce a înțeles toate lucrurile astea, să vedem, vrea să mai facă experiențe de acest fel, în acest fel, pe planeta asta? Nu, e prea manipulat totul și nu vede să-i aducă
Nu vede vreun aport în conștiința lui care să crească. Este doar o cădere, zice, până acum. Exact. Cădere în gol. Da, cădere în conștiință. Slăbire, cădere în conștiință, exact. Vine și ridicarea după mii și mii de astfel de experiențe când începe partea subliminală să-și pună întrebări. Zice, dar prima parte zice că te aduc, ești ulciorul lor, te fac bucăți, apoi te lipesc la loc da, și realizezi ce ai trăit la final și ce ai învățat. Așa. Dacă nu mai vrea să cheme să-i vină toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, pe toată linia experiențială, conștient sau inconștient. Da. Arte. Din toate le artele de creează în complet cu toate ființele. Da? Arde și toate karmele care au fost impuse de orice fel. Deschide portal de cea mai înaltă vibrație și îl aspiră toate aceste ființe, îi pune un program ca acest portal să rămână activ în sfera, în câmpurile lui energetice și să absoarbă orice energie, orice vibrație, orice este în jurul lui, apare și vrea să facă acțiuni de vibrație joasă. Foarte bine. Acum să cheme să-i vină și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, care le-a făcut cu orice parte subliminal. Da. Toată linia experiențială. Avem toate leardele de creează complet și împreună cu toate karmele dintre ei impuse, se declară libere, le declară libere și le dă sfere finale tuturor. Cum? Dă sfere tuturor cu informații. Ok, dă microfonul așa mai lângă gură. Bine, acum Ela, hai să vedem dacă implant, mai are implant, dacă mai are ceva, dacă mai există ceva, oricum căzuseră. Nu mai văd nimic. Bine, cum se simte partea subliminală acum? Întreagă, plină, încrezătoare, iubitoare, zice. Ok. Rămâne aici deocamdată, își face o protecție într-o bulă și chemăm partea subliminală a mamei, Ileana, care a fost, a avut sesiune de curățare, să vedem ce, cum se simte, pentru că simte, se simte prea bine. Ok, a venit, da. Are în jurul capului ca un or pe cap, că îi acoperă tot capul. Da. Un or energetic gri spre negru. De unde a venit norul? Gânduri, idei și a tras din jur, de peste tot. S-a lipit de ea ca de un magnet. Și o face să creadă că sunt parte din ea, că sunt ale ei. Faptul că tot capul ne-a spus că îl simte cu o înțeapă, urechi, care s-au umflat, ganglion la gât, că amigdale, că ochii, tot, chiar da. Așa. Asta a luat și antibiotice, tot înțepături, tot din astea. Există, întrebarea este și ne-a întrebat și Ileana, dacă efectiv are o boală. Oreonul o simte acum. Nu are nicio boală în fizic, toate celulele ei în interiorul ei le văd ok. Ceea ce văd este norul ăsta în jurul capului, e ca și cum ar avea o cască, dar mult mai mare de motociclist, care o strânge. Care dar e pe exterior, nu văd să intre în interiorul ei nimic. Da. Care este cauza ezoterică pentru care a atras aceste gânduri de boală, de... Eu știu tot ce înseamnă. Care este cauza energetică?
programele vechi pe care le avea legat de boli, pe care văd că le-a recreat, le-a reconstituit și totodată atrage și fricile altora legate de aceleași programe. Și le amplifică pe ale ei. Bine, în primul rând să... Bine, să pună mintea, scoate mintea în vas, mintea conștientă. Și-o pune... Sau dă comandă să se lumineze, să se aprindă. Ca peculețele, toate programele nebenefice care rulează încă în minte, mintea conștientă. Da. Tot, frici, da. Programe de frică, programe de victimă, programe de orice. Da, toate le pune. Toate. Bine, le luminează, le scoate afară și le arde. Ah, da, ok. Le arde. Și acum umple această minte conștientă cu... ceea ce programe benefice, da? Sănătate perfectă. Da. Deci sănătatea, eu sunt ceea ce gândesc. Da? Exact. Și atenție la gânduri, la emoții, la senzații, voință, curaj, determinare, încredere, claritate mentală, luciditate, înțelegere, discernământ al energiilor din jur, al prezenței, al prezentului, canalul abundenței, sănătății, prosperității, bucuriei, fericirii, îl curăț, îl purifică, deschide larg și lasă să curgă peste ea toate aceste energii. Liniște, armonie, echilibru, pace. Împăcare cu ea însăși în sensul de un fel de autorelaxare, autoline. Cumva parcă se agita mereu ea singură pe ea. Da. Prea liniște. Bine. Minte liniștită, zice. Entități ăla mai era, ai mai văzut? Entități erau în afara câmpurilor pe strigurile cu acel nor. Dar ale altora, nu ale ei. Bine, cu fratele. Fratele a zis că, deci, în primul rând a pierdut mama acum 2 săptămâni, iar la mormântare acolo, când a venit în țară, fratele a stat tot timpul, a zis, parcă deasupra ei, cu mâna ridicată, sobată. Care frate? Fratele ei. Care e plecat? Nu. Are un frate acolo care stătea mama. Mama e plecată. Deci a plecat mama Ileanea cu 2 săptămâni și bunica lui Mihai. Da. Da. S-au dus la mormântare. Ileana, Mihai, celălalt băiat, toți. Acolo la mormântare a venit și băiatul cu mamei Ileanei, fratele Ileanei, care se ocupa de mama, o îngrija. Nevastă sa. Ăsta, cât a stat Ileana acolo, sau cât a stat și când mai fusese în decembrie, nu mai știu exact, ne-a spus, la mamă, el a stat tot timpul pe poziția cu mâna ridicată deasupra capului Ileanei, fratele ei, ca să o bată. E o întrebare a este. Ileana ne-a spus că avea o casă, un duplex, care el vroia, care era jumatea Ileanei și care el vroia și pe aia jumătatea aia. Ideea este că vrea să-i transmită informații. Asta este o relație karmică care vine de când o veni. S-au mai întâlnit în experiențe cu fratele ăsta, da? Deasupra ei era o hologramă în timpul mormântării. Deci văd că și după mormântare, da. O hologramă a fratelui, cu imaginea fratelui și cu amprenta lui, inclusiv cu fragment de suflet de 6%, deasupra ei, care plutea deasupra capului ei. Bine, și ea deci nu-l vedea pe frate cu mâna ridicată, ci era holograma a fratelui?
ceea ce a era un fel perceput. De, da, un fel de percepție, da, și ceea ce entitatea lui vrea să-i facă ei. Ah, ok. A făcut-o să creadă asta, da? Da, și a simțit acea energie agresivă a lui, care era deasupra ei. Ok. Dar nu era el, efectiv. Nu, dar era 6% da, din sufletul. Da, era și el, dar nu era el cel din corpul. Nu, fizic, și da. Entitate odată lângă cei 6% da. Și a luat, da, holograma care lui. a produs frică și îi extragea energie și ei, da? Exact, da. Bine. Ziceam, întrebarea era dacă am mai avut experiențe cu partea subliminală a acestui frate. Da, mi-arată 22. Bine. Hai să vedem acum cum e partea subliminală a Ileanei. Cum o vezi? Degajată, plină de lumină, de iubire. Detașată, zice. Ah. Mai avea o întrebare. De ce de 8 luni stă cu mâna în gips? A avut un accident, a trântit-o. Cineva, nu știu, am văzut, cred, în sesiunea primă care a avut-o. De ce nu se vindecă? De ce tot trage cu fractura? În energetic, mâna ei este foarte slab energizată. Da. Și de ce? Este ca un fel de reconstrucție a câmpului energetic al mâinii, un fel de regenerare. Și este încă în construcție energetică mâna energetică. Bine, dar de cine depinde să o reconstruiască mâna asta? Nu de de ea ea. parte subliminală? Ba da, de ea. De ea. Deci cine de ce a ținut-o atât de slab, a energizat-o atât de slab pe mână? Partea Pentru subliminală. Că s-a ancorat mult în programul bolilor. A neputinței astea de a te vindeca și cumva văd, avea niște programe că dacă ea e mereu bolnavă, atrage atenția mila celor Atenția. din jur. Ok. Da, 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 și da. cei din jur Sunt mult mai atenți, da, dar și cu lângă ea. ocazia Da. asta, Și cu atunci ocazia acest asta. program s-a impregnat în mintea ei și atunci mintea ei deja îi dă tot felul de senzații, de manifestări în care ea să se simtă așa cum vrea să se simtă, de Bine. fapt. Bine. Vreau să, acum, cu această conștientizare, partea subliminală să-și energizeze mâna. Să trimită același flux sau mai mult, dacă este nevoie, și să-și vindece mâna. Da, uite, avea un program, dar l-a scos oricum, dar avea un program că nu, poate nu mai bagă nimeni în seamă dacă e perfect sănătoasă. Ok, da. Da, și energizează toată mâna și o reconstruiește din punct de vedere energetic a formă și vitalitate. Bine. Dacă totul e ok, să ne uităm pe întrebări, la? Să vedem pe unde mi l-a pus. Aici nu e. Aici. Grup cu ea. A? Grupul cu ea. Cum? În grupul cu ea. Da, da, în grup. Da, aici am găsit. S-au angajat, ok. Deci, Mihai a avut parcursul lui, copilăria ne spune, da. A început o facultate, n-a terminat-o, a rămas fără servici în țară și a plecat în Belgia. Întâi el și apoi și soția. De ce și-a rupt mâna dreaptă, o are operată și cu placă la fotbal, apoi a căzut după motocicletă și a fracturat clavicula? Cine a făcut toate astea? Entitatea lui care Dracul împlinea reptilian. Contractul, da, împlinea evenimentele din contract. Bine, am trecut, a avut varicelă, a fost și în energetic ceva? Da, a fost acoperit total de o plasă energetică. Da. Văd că intrau ca niște tentacule acedea, tentacule mișcătoare în corp. Da. Și îi luau foarte multă energie. Tentaculele alea ce reprezentau?
Unde energetice, să zic Virusul. așa, un fel de virus, da, exact. Virusul ăsta care l-a făcut de varicelă, da? Cine a favorizat? Sau... E un fel de... elongații ale păturii respective energetice, ale acelei plase energetice, un fel de unde energetice care pătrundeau în corp și atrăgeau ca un magnet care energie. Plasă? Care... Care, care era acoperit în timpul acelei boli, a fost acoperit de plasă. Păi da, dar cine a pus plasa? De unde a venit plasa? Asta vreau să Entitatea, spun. entitatea Tot lui. asta i-a adus, până la urmă, plasa asta cu varicela, Aceeași da? entitate. Bine, este foarte frică de păianjen. De ce? O frică indusă. Era. Indusă, e total indusă, nu vă să aibă experiențe negative cu... Și atunci cum o inducea? Păianjen. Prin gânduri? Da. Entitatea? Da, și impresii și programe. Ok. Aleargă la maratoane în toată Europa, chiar și de două ori pe lună, nu-i afectează organismul și dacă îl va termina cu bine pe maratonul de 40 de kilometri care s-a înscris. Da, așa cum își propune, îl va termina bine. Nu-i afectează deloc organismul. Dar asta cu maratonul este o, să zicem, o idee, o plăcere a părții subliminale sau era tot indusă prin programul de încarnare și de entități care, eu știu, aveau vreun interes și din acest? Este o formă de activitate în fizic care îl ține ocupat și concentrat pe ceva. Deci umple deci, viața, parte zice, din... umple existența. O umplea pe aia cu contractul de până acum. Ei, da. Dar nu, adică numai. Era pus în pentru contract. El e o formă de relaxare. Ok, asta. Pentru el se și relaxează, deci îi face Da. bine, da? Da. Bine. Dacă cele două tatuaje îl afectează în rău, să le dezactivezi, pe două tatuaje. Sunt anumite energii negative pe acolo. Pansează, pune ca un plastur energetic de lumină care acoperă, sigilează acele două tatuaje din energetic și toată simbolistica lor. Păi de-aia să le ardă în Da, energetic, în orice, energetic toată arde amprenta. și totodată sigilează Bine, ambele tatuaje. Cauza pentru care nu are copii și dacă în viitor va avea. Nu văd neapărat să aibă copii, nu ține neapărat la asta. Văd că îi place libertatea și să-și trăiască viața așa cum este acum. Nu văd să aibă un interes în a avea copii. Bine. Iar acum cu această conștientizare, cred că nici că mai dorești. Nu prea. Nu. Să devină sau să fie parte a unui vehicul de a crea un corp fizic și a aduce o parte subliminală în lumea aceasta, în aceste condiții, să facă ce? A întreține un sistem care, de fapt, exact. Apoi te forțează să stai aici cât mai mult. Bine, că nu cred că vine o parte subliminală nouă-nouță, ci e atrasă o parte subliminală care deja e în contract. Dar oricum, cel puțin când tu conștientizezi, nu mai faci parte, nu mai ești mijlocul de a crea corpuri pentru a veni părți subliminale. Sunt destui care fac asta și din programul. Bine. Are vreo legătură iepurele Lenny pe care îl are ca animal de companie, care are vreo legătură cu iepurele Lenny ca animal de companie și pe care îl iubește foarte mult la, sau, în, cu altă viață, adică l-au sau mai întâlnit? Vine informația că se întâlnesc pentru prima dată, dar sunt pe aceeași vibrație, pe aceeași frecvență ca și esențe. De aceea se atrag. Și se iubesc. Da. În fizic. Bine. Da. Ei spun că rămâne definitiv în Belgia, dacă le este benefic. Este benefic el orice soția. Decide el. Pentru el. Da, mare parte, da, este benefic. Acum ne spune Ileana
mama lui Mihai, care am văzut-o și pe dumneai, că vorbește de pierderea bunicii, Petrica, care au plecat acum 2 săptămâni, despre ce am vorbit mai și înainte, dacă este bine, dacă s-a întâlnit cu cavalerul ei, așa își alinta soțul, sau poate cu băieții ei, Aurelian și Valeriu, plecați înainte. Încă este pe pământ în 3D, încă se desprinde și acum a rămas bun, dar o așteaptă în astral. Cavalerul? Toate aceste părți subliminale, da, soțul și băieții. Bine, au primit sfere informaționale de la Mihai, bunica, cavalerul, a primit, dar bunica văd că parcă e preocupată de altceva, ca și cum nu consideră că e ceva foarte important, mai important decât ceea ce face să și-a rămas bun. Ok, să-i lipească sfera informațională, da, în câmpuri. Da? Și acolo are instrucțiuni ce să facă mai departe. Cei doi unchi și cavalerul au primit sfere informaționale? Da, au primit. Bine. Mihai a făcut 3 injecții și el și soția, dacă mai are în corp. A avut efecte negative asupra lor. La el ne uităm. Efecte în corp văd că au avut de el de 9%, ea mai avea 14% efect în corp. Da, mai au reziduri? Da, așa cum văd aceste efecte în prezent. Bine, să le scoată cu această vibrație el, adică vorbim de Mihai, care o are, arde toate amprentele, da, și acordul care l-a dat. Pentru și acordul și semnătura și simbolistica, semnificația energetică și dizolvă toate energiile stagnante, blocate din celule, din organe, sistem de peste tot. Le decrează, le arde complet. Bine. Faptul că bea, un viciu indus de către dracul reptilian, da? Da. Acum, partea subliminală a înțeles și să-și pună o ancoră pentru alcool și fumat. Da, își pune. Astfel încât să aibă repulsie, respingere totală, disgust față de alcool, față de viciu și să nu și-l mai aducă aminte. Bine. Cum sunt părțile subliminale acum, Ela? Și Ileana și Mihai? Foarte luminoase, foarte degajate, relaxate. Bine. Ileana, ce spune? Mai are nevoie de acel program ca să ia, nu, dar speră ca sau și mintea fizică să înțeleagă acest lucru. Bine. Ia, nu. Bine. Număr de la 1 la 3 și merge fiecare în sinele mai înalt. 1, 2, 3. Uităm la Mihai. Ok, s-a dus în sine de nou. Trimiterea se delumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Ok. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală, pe care o suprapune peste matricea care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Da. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare, fiecare parte subliminală, da. Iar Mihai dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități pe linia experiențială largă. Da, larte, disolvă, decrează complet 4%. Vădă. Bine. Câte experiențe a avut în univers, Mihai? 41.000. Linia experiențială contaminată? O mai păstrează? Acum să-și activeze fiecare programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor.
Să-și facă și Mihai sferă de manifestare aici, în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, cu acțiuni în fizic, până manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre de manifestare. Da. Și număr de la 1 la 3, venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum. Tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am văzut, investigat în această sesiune. Să-și anuleze orice ritual de orice fel pe viața asta care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora. Da. Să facă două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație și să le trimită pe acest arbore genealogic să ardă orice program nebenefic, să transmită la strămoși la el. Da. Și acum el adăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, peste tot se dizolvă toți egregorii, hologramele, energiile stagnante, blocate, amprentele energetice. Entitățile sunt aspirate pe portal, trimise în sursă și toate celelalte portale, canale se închise și cilează complet. Foarte bine, Ela. Mulțumim părții subliminale pentru această călătorie.